Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, la prima probă scrisă a simulării examenului de evaluare națională, limba și literatura română, desfășurată pe 29 martie, au participat 2.222 de candidați, iar procentul de promovabilitate, respectiv note mai mari sau egale cu 5, este de 73,5%. La această probă s-au acordat și 3 note de 10. La proba scrisă la matematică au participat 2.219 candidați, o prezență de aproape 90%, iar procentul de promovare este de 61%. Dintre aceștia, 20 de elevi au obținut nota 10. Astfel, conform datelor oficiale, la nivelul județului Vâlcea, procentul de promovare este peste media înregistrată la nivel național. Notele obținute la simulările naționale se vor trece în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului.